Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iona Games și facem un nou joc pe canal. Este vorba de Fallout Shelter, un joc inspirat din fobia americanilor pentru apocalipsă. Deja în America este deja o industrie de a se construi adăposturi antiatomice, pentru că așa exact așa traduce și jocul. Este un joc foarte simpatic, îl găsiți gratuit pe Steam, îl puteți lua de acolo și îl puteți juca. La început a fost pentru telefoane, acum o să apară și pentru calculator. Deci ne vom juca Fallout Shelter. Sper eu cât mai multe episoade să facem aici un adăpost foarte, foarte mare. Hai să începem. Eu am jucat deja aici, deci vedeți că am deja un număr de bunker, dar vom face altul. Da, deja am două. Hai să dăm. Da, să dea aleator un număr. 858. Îi dăm create. Și în momentul ăsta începe povestea. Da? Frumos, dăm așa. Deci oamenii sunt, cum se spune, sunt aici la adăpost, în adăpostul ăsta antianubic. Da, trebuie să le extindem, să facem, cum se spune, să facem locuri de muncă și de asemenea trebuie să ținem locuitorii acestui adăpost în stare de siguranță și, cum se spune, fericiți. Da, fiecare om în parte are o abilitate pe care trebuie să o punem în valoare. De aceea trebuie să le dăm jobul care, cum se spune, care coafează, zic așa, pe care le vine mănușă, pentru că astfel vor fi, cum se spune, astfel vor fi fericiți și vor face foarte mare, foarte mare producție. Bun, începem treaba. Da, avem aici niște, cum se spune, niște tipsuri, adică niște un tutorial. Ne ajută omul ăsta ce să facem. Da? Bine ai venit frumos. Da, asta este un altar de construit. Primul lucru vom face, bineînțeles, un generator de energie pe care îl vom pune exact aici jos. Da? Bun, așteptăm acum să apară oamenii. Uite, deja apare. Deci dacă dăm click pe unul de aici. Hai, mă. Dăm ok de aici. Deci dacă dăm click aici, ne apar aici toate abilitățile special, să numim special. Da? Fie calitatea asta corespunde la o anumită meserie, la un anumit job. Dacă suntem atenți și punem omul potrivit la locul potrivit, el ne va face foarte multă treabă și de asemenea va fi foarte fericit. Este ca în realitate. Da, să-l tragem pe ăsta aici. Și pe ăsta aici. Da, în momentul ăsta avem doi angajați la generatorul de putere, de electricitate. Ia să dăm noi. Au ajuns? Au ajuns deja. Da, ne putem prinde și aici frumos. Da? Deci, sus aici am rezolvat problema cu, cum îi spune, cu energia. Da? Avem aici pe doi. Dacă dăm butonul de rush, noi forțăm puțin, cum îi spune, forțăm puțin producția de energie, dar există riscul să dea greș și să ia foc. Hai să dăm totuși rush. Să vedem dacă reușim. A reușit de data asta. Moneda de joc sunt capacele de cola. Deci ce vom face noi pe aici este să câștigăm capacele de cola, capacele care vom cumpăra fel și fel de camere care vor produce anumite chestii. Da, mai să construim și a doua cameră. Ne trebuie acum, după ce am făcut problema cu energia, ne trebuie acum cu mâncarea. Vom construi și anume aici o mică cameră în care se va produce mâncare. Da? Și spre asemenea construim cu o cameră, este vorba de camera unde se tratează apa, unde se filtrează apa, ceva de genul ăsta. Bun, și în momentul ăsta de față am rezolvat cele trei probleme de sus. Apă, mâncare și energie. Da? Toate trei sunt rezolvate. Acum să așteptăm să vină la ușa adăpostului, să mai vină oameni ca să-i punem la treabă. Uite, deja au venit patru oameni, deci cam câte doi în fiecare cameră. Bun, vă spuneam eu că fiecare cameră are nevoie de anumită, cum se spune, de anumită abilitate. Deci aici dacă ne uităm avem nevoie de abilitatea cu A. Aici, dacă ne uităm, avem nevoie de abilitatea cu P. Aici este cu S. Da? Deci,
căutăm acum la interviu aici cei patru, căutăm pe cei care au abilitatea asta A foarte, foarte dezvoltată sau mai dezvoltată. Uite aici A-ul este foarte mic. Uite, A-ul este mare aici. Atunci vom angaja pe domnișoara la bucătărie. Ea are A-ul foarte mic. Asta are cât de cât. Restul nu prea au. Ia să vedem că din cei de jos au unii cu A-ul mai mare ca să facem un pic de schimb. Deci aici mi-e trebuie cu S. Asta e cel mai nimerit. Deci aia S-ul acolo foarte mare. Și până acum găsim unul cu S mai mare, să locuim pe tante, deci asta e cu P, tot cu P, nu mai sunt. Ok, bun, oamenii oricum vor evolua, vor face din ce în ce mai multă treabă și vor le crește levelul și atunci ne va ajuta mult. Hai să căutăm cu P, cine are spiteza cu P mult mai mare, cam toți sunt la fel. Uite tante asta are. Așa, și în momentul ăsta, cum îi spune? Am dat drumul la treabă, bine, mai punem oameni. Dacă intrăm aici, avem niște achievement-uri. Am făcut-o pe prima. Și primim o recompensă, bineînțeles, 25 de capace de cola. Dar mai avem de făcut să creștem nivelul la un ăsta, cum îi spune, un locuitor. Să dăm cu succes rush la o cameră și să trimitem un locuitor în Wasteland. Asta este o ținută de aici de afară, foarte periculos. Hai să dăm rush la asta, să vedem, reușim? Sau ia foc? Și acum o să ia foc, ia să vedeți. Nu a reușit tantă sfată treabă. Mai încercăm totuși, nu e problemă. Știți? Jocul e destul de simpatic, sunt foarte multe camere de construit, deci vă dați seama că tot muntele ăsta trebuie să fie construit. Deci dacă îl vezi și voi, jocul s-ar găsiți gratuit pe Steam, îl puteți lua și îl puteți juca. Hai să mai aducem oameni, aici mai trebuie un om, ceea ce trebuie cu A. Este că o să caut pe cineva care are cât de cât mai mare, așa. Ăsta are și are, și uite, ăsta are A și n-are P. Hai să-l pun aici. Pardon, la bucătărie ca să facă multă mâncare și aici am zis că îmi trebuie mie un S. Uite, mai vin deja oameni. Ia să vedem pe domnișoara ce abilități are. Are P-ul. Și P-ul parcă trebuie aici jos, dacă nu știu. Uite, are P-ul. Prinde aici jos. Asta este ultima venită, prima servită. Dacă are fata abilități, normal că trebuie să o luăm aici. Și în momentul ăsta avem cam câte doi în fiecare, cum spune, cameră. Și pe ăștia alții doi, nu-i lăsăm afară să-i bată vântul. Îi băgăm și pe ăștia să băgăm aici o fată și un băiat. O să vedeți cum se întâmplă chestii foarte interesantă. Ăștia doi, dacă sunt cu minții aici frumos, n-au ce face și s-au apucă de treabă și o să facă un copil. O să vedeți. Ia să urmărim. Uite, deci socializează băieții. Și la un moment dat o să dispară în spate aici frumos, să facă ceva prostii. Și o să apară fata foarte supărată și cu burtică. Și mai într-o perioadă va apărea și un copil. Ia să vedem dacă se întâmplă treaba asta. Deci deocamdată o, cum îi spune, încearcă să o convingă. Eu știu ce se spune, ce spune acolo. Hai că lăsăm în pace totul să aibă și activitate. Deci aici la achievement-uri, da? Putem să le facem și ne dă, cum îi spune, ne dă capacea asta de cola. Uite aici, când dăm pe butonul ăsta, trebuie să construim cam toate camerele astea. Putem debloca camerele la anumit număr de locuitori. Deci la 12, da, vom face o cameră de depozit, după aceea laborator de ăsta, cabinet medical, laborator științific și toate astea, uitați câte sunt de construit. Opa, hopa, hopa, hopa. Deci chiar este de jucat la jocul ăsta. Uite că deja ăștia au făcut level și am făcut și eu un achievement. Eu sunt cu ochii pe ăștia, văd deci dacă fac ei ceva prostii. Da. Gata, prima dată cu asta. Uite, se produce și apă, se produce și electricitate. Ne mai vine pe aici unde ăsta, cum îi spune, rătăcit. Ia să încercăm să băgăm pe asta în cameră, ne dă voie. Nu dă voie, spune că e spațiu prea mic. Și pentru asta vom mări
cum spune, vom mări camera, hop, și acum trebuie să intre. Bine, putem face și upgrade, e mai scump upgrade-ul decât, iasă, upgrade-ul cât m-ar costa. 75. Dacă facem upgrade, ne crește automat numărul cu 4, vom face și upgrade cu timpul. Dar, pentru început, am făcut o cameră mai mare și avem făcut eu un achievement, dacă nu mă înșel, era... Da, deschide-și mica, cutiuța asta. Cine-ți-o pe aici? Hop. Hop. 100 de capace de cola, e bine. O armă, e bine. Cale radiații. Oh, și ne vine un ăsta special. Ăsta special, un angajat special, ăsta face mai multe chestii. Hai să închide, am gata mult. Și acum la ușă o să apare o tanti, uite că vine, care are abilități speciale. Adică asta de start are o anumită, mai multe abilități decât ceilalți. Ceilalți trebuie să se dezvolte. Deci ea are foarte... Uite, are P-ul cel mai mare și U. Deocamdată eu nu putem să folosim, doar P-ul, care are P mai mic pe aici, că va fi concediat. Deci, tante, îmi pare rău pentru tine, dar va trebui să te concediez. Și să o aducem pe tante aici. Da, avem nevoie de producție, nu de altceva. Bun, și mai avem de făcut un achievement, dacă nu mă înșel, să trimit pe cineva pe afară la scotocit. Deci uite, aș mai avea de făcut, uite, să echipez cu o armă și facem două lucruri în același timp. Vom echipa pe o tanti cu o armă, da? Uite ce trebuie să trecem apă, că e domnișoara aici care face treabă. Are și rochiță frumos. Deci, oh, sunt 2 cu 2. Dar să facă treaba aici, o să facă copii părupte, dar din păcate unul dintre ei voi va pleca în armată. Și atunci îl vom echipa de aici frumos cu o armă. Da, și am făcut un achievement. Nu pot să-i pun unic. Deci tu care... acum, ideea este că dacă stăm... Uite, mai este o tante aici. Hai și tu înăuntru. Puteam să te uit acum fată la... Ca să rămână 2 cu 2 aici în cuplu. Ideea este că mai fac și niște ăștia papuași, ăștia niște triburi de astea, și mai fac raiduri și mai intru pe aici prin bază și ar trebui să avem și pe oameni, uite, crește levelul la omul ăsta. Va trebui să avem și ceva paznici pe aici. Adică oameni armați, pentru că ne vor ataca niște ăștia primitivi. Dar până una alta, care este cu pușca? Unde a fugit? Asta a plecat la plimbare, auzi că a trimit în la război, a plecat la plimbare. Deci asta îl tragem frumos, uite așa, afară. Și dăm explore. Uite aici, face ceva level. Ideea este că trebuie să adunăm foarte mulți de ăștia, foarte multe capace de cola. Și să construim cât mai multe camere, să-i facem pe oamenii ăștia fericiți aici, în adăpostul ăsta din, nu știu, din buncărul ăsta din munte. Deci pe prietenul l-am trimis la explorat, am făcut și un achievement. Să colectăm și de aici, am uitat să iau și pe ăsta. Trebuie să colectăm 50 de apă, să dăm, hai să încercăm mai de o dată și 100 de mâncare. Hai să mai dăm o dată raș la o cameră, care aș putea eu să dau. Hai să dau din nou la... Bine, ideea este că cât crezi că levelul ăștia, când ai momentul în care dai raș, este mai mare succesul. Uite, să zic, aici, ia să încercăm. Ce vanzi. Și uite, am luat și achievement-ul frumos. Să mai creștem un nivel la asta le facem ușor. Uite aici, deci fiecare are nume, fiecare îți plinte ceva. Treaba excelentă, frumos, avem și un nume, pe tante o cheamă Jennifer Moore. Iar pe ăsta, Dennis Bishop. Asta e simpatică tare aici, așa elegantă, lucrează la țivi. Dar dacă ea are aici asta special, na, dar ce să-i facem. Hai să schidem cutia, să vedem ce mai sunt, găsim în cutii. Facem și de asta, cum îi spune, open case. Hop. Capace de cola, ceea ce mă interesează. Echipament de radiații. Un ursuleț. Și o armă, bineînțeles că le trebuia. Luăm de aici apa. Și mai avem încă un
ăsta la ușă, hai mă și tu înăuntru. Gata. Iar pe ăsta. Am atins 12 persoane și acum putem să facem încă o cameră. Deci era vorba de, uite pe asta să deblocăm. Este vorba de depozit. Bine, acum prima parte a început este foarte ușoară, după aceea va trebui să așteptăm mai mult să facem multe chestii. Da, cu timpul ne va juca. Bine, mai vă joc și în afara filmării cu camera și mai vă duc episoade după aceea să văd ce am făcut pe aici. Hai să pe ăsta cu barba, așa că pare mai dur, să-l echipez cu o armă și să-i pun și uniformă ca să-l recunosc. Da? În momentul în care apar aici la ușă, cum îi spune, papuașii, mă duc frumos cu ăsta și îi pun în față să-i omoare. Bine, va trebui la început să am mai mulți. Da, na. Uite că am făcut încă un achievement. Să vând o armă sau o îmbrăcăminte. Nu prea aș vinde arma totuși. Hai să încerc găsim noi în cutiuța. Ta-da! Energie bună. Agent provocator, îmbrăcăminte. Casetă ceva. Bandă ca asta, fapt. Iar capace. Și vine încă un, cum se spune, un special. Asta e bine când e special, că ăștia ne ajută. Ia zic ce abilități are asta și unde îl putem pune. După cum e îmbrăcat așa, e mai mult pe armată. Are C-ul, dar are și A-ul. Și S-ul și L-ul. Ia vedem care e mai slab aici, la iaiau mare, ăsta nu e. Și din păcate pe ăsta îl trimitem la gagici aici, la dormitor, și pe ăsta îl punem frumos în locul lui ca să ne facă producția mult mai mare și mai repede. Așa, hai să mai deschidem și niște chestii de astea de genul ăsta, așa frumos, pentru că ne-a dat, deci avem agentul producător. Dă 4 la ei, dar n-avem deocamdată cu ei nevoie. Ne-a dat și astea și animal deocamdată n-avem. Stai că era undeva unde le puteai deschide. Mai intrăm o dată. Aici. Deci aici putem, aici deblocăm noi arme. Odată am deblocat-o pe asta. Și mai avem o armă parcă la un moment dat. Unde e? Uite și asta. S-ar că tot de flăcă, ceva de genul ăsta, nu? Dacă așa arată acum. Așa, la îmbrăcăminte avem pe și pe aici parcă de radiații, construct de radiații, agent provocator, frumos aici. Opa. Îmbrăcăminte de, cum se spune, de film, de... Și armură de supraviețuitor. Și am luat și pe asta. Nu știu ce face exact asta cu junk-urile astea. Nu știu chiar ce fac astea. Da, le dezblocăm și noi pe aici. Gata, am terminat cu toate astea. Hai să adunăm apă, hai să adunăm mâncarea. După cum vedeți, bunkerul ăsta funcționează. Deocamdată nu am nicio problemă. Cu timpul va trebui să dezvoltăm și energia și, cum îi spune, chestia asta de apă. Avem deja pe unul. Să cumpărăm din astea, nu ne trebuie să cumpărăm din astea. Mai avem deja unul, hai să băgăm și pe asta aici. Uite că deja ăștia ce să iubesc, uitați-vă la ei. Și acum o să apară domnișoara foarte supărată și cu burtă. Ia uite. Ăsta e vesel, normal. Și ia uite, ce ai făcut, mă? Da? Deci e săraca, e supărată și vărțoasă și ăsta e vesel. Ia uite ce zâmbește ăsta. Da? Și în curând vom avea, cum îi spune, uite și ăsta mai subiesc așa de plăzva. Bă, nu știu doi. Nu? Sper că nu știu doi să iubesc să facă copil. Acolo în spate dormitor ceva, că s-a întâmplat. Bine, va trebui să mai, ca să avem, cum îi spune, mai mulți de ăștia locuitori, va trebui aici să mai facem, cum îi spune, camea să dormitoare. Vom face mai multe, uite, adunăm și apa. Ia să vedem ce mai avem de făcut pe aici.
să culegem 100 de mâncare și să colectăm 50 de apă, iar asta să vindem o haină sau o... Ia să vindem noi o haină, dar aș vinde aia, ajung cu blocator, parcă n-aș vinde pe aia. Bine, cu timpul putem să facem... Uite, am deblocat deja o cameră. A, nu am construit, acum am dat seama, nu am construit ăsta, laborator medical. Cum să facem? Să punem aici, ăsta. Aici o să punem... storage-ul. Aici, frumos. Și aici mi se pare că ne trebuie, parcă cu E, dacă nu mă înșel eu. Asta nu are E prea mult. Nici ăsta. Uite, ăsta are. Deci asta va lucra. Uite, sunt șobolani aici în depozit. În... așa, și mai căutăm unul cu E. Uite, și tu ai, mă, și tu aici. Gata. Am dat drumul și la camere. Și mai trebuie să facem noi, dar nu știu cum să pun eu laborator la medical. Dacă avem, dacă avem bani să construim. Aici îmi trebuie cu inteligență, cu I. Uite, cu E, cu Endurance. Să pun aici în continuare la asta. Aici vreau să pun pentru că vreau să măresc camerele astea. Așa. Și aici zic că ne trebuie nouă cu I. Asta are cu P. Domnișoara care e gravidă, o pune pe ea la treabă. Hai să luăm de aici. Căutăm. Uite cine are cu ei. Are domnișoara, pune direct aici la cabinetul medical. Uite, deja crescut cu 7. Și aici parcă am văzut ceva cu P. Uite, asta are mai mult P. Punem aici. Gata. Păi, cam atât pentru primul episod. Sper că v-a plăcut acest episod și de asemenea sper să apăsați butonul de like. Dacă mai doriți episoade, o să mai fac episoade cu frumosul bunker, cu adăpostul ăsta antinuclear. Până data viitoare, vă urez un sincer salut și, bineînțeles, apăsați acolo butonul de like și subscribe. Salutare, numai bine!